Bine v-am regăsit la știri. A fost scandal astăzi la guvern, iar discuțiile între PNL, USR și UDMR au fost atât de aprinse încât ședința a fost suspendată după doar 40 de minute. Potrivit unor surse, miniștrii USR Plus au fost extrem de nervoși pe premierul Câțu și amenință acum cu ieșirea de la guvernare sau cu moțiunea de cenzură. De la ce a pornit conflictul, fără precedent în coaliție, ne spune Valentina Vasile. Bun găsit tuturor! Ședința a fost întreruptă după ce premierul Florin Câțu a vrut să introducă pe ordinea de zi programul național de investiții Angel Salini în valoare de 50 de miliarde de lei. Potrivit unor surse politice, membrii USR Plus au spus că proiectul nu este avizat de Ministerul Justiției și Ministerul Transporturilor și au amenințat că vor depune o moțiune de cenzură dacă acest proiect va trece fără acordul lor. Știm faptul că membrii USR Plus au contestat de la bun început existența acestui program pe care l-au asemănat cu programul PNDL, pe care îl considerau o risipă a banilor publici. Aceștia au cerut mai multe amendamente și au condiționat susținerea proiectului Angel Salini de desființarea secției speciale din justiție. Potrivit unor surse politice care au participat la ultima ședință de coaliție, membrii USR Plus le-au transmis partenerilor de la guvernare că ei nu se numără printre beneficiarii programului Angel Salini, deoarece au puțin primari și, prin urmare, vor să le fie deblocat unul dintre proiectele lor. Ședința de guvern va fi reluată la ora 19. Este vorba despre un proiect care dezvoltă România. Este vorba despre un proiect care a primit observațiile USR prezentate în ședința de coaliție de acum vreo două săptămâni. Sunt toate observațiile, toate criteriile. Deci observațiile, criteriile pe care doamna președinte a Senatului, Anca Dragu, le-a citit în ședința de coaliție de acum două săptămâni, cred, sau trei, au fost aprobate de mine, acceptate de mine pe loc și au fost introduse toate în ședința. Și atunci de ce se opun partenerii de la USR? Trebuie să-i întrebați pe ei. Sunteți dispuși să treceți acest proiect cu risc în rupere de coaliție? Acest proiect va trece. Va trece astăzi din ședința de guvern? Dacă are toate procedurile legale și avizele, bineînțeles că va trece. Dar asta cu amenințele, cu părăsirea coaliției, văd că vin și pleacă. Acum două zile ziceau că nu pleacă, dar și rămânem toți și facem reforme la guvern. Îi aștept pe colegii mei la USR să facem reforme împreună la guvern. Reguli noi pentru anul școlar care bate la ușă. Ordinul comun al ministrilor educației și sănătății aduce schimbări substanțiale față de anul trecut. Astfel, după depășirea ratei de infectare de 6 la 1000 de locuitori, toate orele se vor desfășura online. De asemenea, vor fi două scenarii în cazul în care apare un caz de infectare cu SARS-CoV-2 într-o clasă, au anunțat cei doi miniștri. Scenariile stabilite sunt în cea mai mare parte cunoscute. Până la atingerea ratei de infectare de 6 la 1000 de locuitori în localitate, toate creșele, grădinițele și școlile vor funcționa cu prezență fizică. După depășirea ratei de infectare de 6 la 1000, rămân deschise creșele și grădinițele, toți elevii intră în online, cu o singură excepție, învățământul special. Astfel, pentru învățământul special, activitățile de terapie, activități prin care elevii cu cerințe educaționale speciale învață să supraviețuiască, vor fi permise și după depășirea ratei de infectare de 6 la 1000. Este singura excepție, a precizat ministrul educației. După depășirea ratei de infectare de 6 la 1000, nu vor mai fi permise nici măcar activitățile remediale. Sorin Câmpeanu a adăugat că ordinul comun al ministrilor educației și sănătății este în forma finală, însă va fi semnat doar după abilitarea de către CNSU. Măsurile de prevenție care se mențin, discutăm aici de distanțarea fizică, de aerisirea quasi-permanentă a spațiilor închise din școală, punând accent mai ales pe spațiile cu risc mare de transmitere. Discutăm de locurile de luat masa și de sălile de sport, de menținerea obligativității purtării măștii în spațiile din interior. Am ajuns la un consens în ceea ce privește tipul de mască purtat. Am recomandat purtarea măștii de tip medical pentru că este standardizată, dar am revenit și cu câteva precizări despre condițiile pe care măștile de tip textil trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi acceptate, și anume să fie adaptate feței și să acopere corect nasul și bărbia. Și am precizat că se interzic alte tipuri de dispozitive
care sunt uneori folosite pe post de mască. De asemenea, ministrul Sănătății Ioana Mihăilă a explicat că în eventualitatea apariției unui caz de COVID-19 într-o clasă, dacă este cazul elevilor de până la clasa a 6-a, copiii trec în online timp de 2 săptămâni și există posibilitatea testării. Dacă rezultatele vor fi negative, copiii se pot întoarce la ore. Apar și primele reacții după ordinul comun al ministrilor Educației și Sănătății despre noile condiții de începere a anului școlar. Reprezentanții asociațiilor elevilor și ale părinților acuză că nu au văzut documentul și au aflat despre noile reguli în direct la televizor. Acest ordin comun a fost efectiv ascuns de către partenerii sociali. Mă refer la noi, mă refer la asociațiile elevilor și la sindicate. Nu ni s-a întâmplat până acum cu niciun ministru care a fost în funcție să ni se ascundă un document, nu înțelegem secretomania, pentru că de la oricine putea veni un punct de vedere avizat. Modul în care autoritățile au decis să stabilească scenariile pentru începerea noului an școlar aduce și nemulțumirea elevilor. Reprezentanții acestora spun că aveau și ei un punct de vedere, dar nu au avut posibilitatea să și-l exprime. Elevii și părinții și profesorii ar trebui să poată să-și dea o opinie asupra unui ordin care în final tot de ei depinde. Ordinul este în varianta finală, însă va fi semnat doar după abilitarea de către CNSU. Toamna începe în forță, sunt anunțate ploi și vânt puternic în mai multe zone din țară. Mai multe informații despre ce ne așteaptă în orele următoare obținem acum de la Mihai Timu, meteorolog de serviciu ANM. Bună ziua! Vor fi precipitații importante cantitativ și despre ce zone vorbim? Care vor fi cele mai afectate zone, mai precis? Da, bună ziua! Este în vigoare în acest moment până diseară la ora 23 o informare meteo pentru regiunile nordice, centrale, local cele vestice, dar și restul zonelor de deal și de munte. Aici ne așteptăm la cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, dar punctiform izolat și peste 30-40 de litri pe metru pătrat. De asemenea, în orele următoare, aveți și descărcări electrice pot apărea pe arii restrânse și în restul teritoriului. În plus de asta, mai avem și un cod galben de vânt valabil până mâine dimineață. Un cod galben valabil în principal pentru zona montană. Acolo ne așteptăm la rafale susținute, adică viteze de 60-80 de km la oră, iar pe crestele, în special ale Carpaților meridional și de curbură, aici rafale pot depăși 90-100 de km la oră, dar avem și 3 județe din Oltenia, Mehedinți, Dol și Olt, care și ele se află pe parcursul zilei de astăzi sub cod galben, adică rafale de peste 60 de km la oră și cu o notă în sensul că și mâine vom mai avea astfel de intensificări din nou în zona montană, dar și pe partea de est și sud-est a țării. Mulțumesc pentru informații, continuăm. Șoferul de tir care a evitat în mod miraculos o femeie de 90 de ani care a sărit în fața camionului a fost premiat de polițiști. Poliția română a postat pe Facebook o fotografie cu Georgian Dinu, căruia i-a dat o diplomă de master pentru condus preventiv pentru salvarea vieții unui pieton. Șoferul a spus că nu este prima dată când reușește să evite o tragedie. Gata cu cozile la medicii de familie înainte de începerea școlii, potrivit unui ordin comun al Ministerelor Educației și Sănătății, avizul epidemiologic nu se va mai cere nici la grădiniță și nici la școală la revenirea din vacanțe. Potrivit documentului, adeverința medicală se solicită doar la înscrierea la grădiniță. Colega mea, Denisa Dicu, are mai multe informații. Bine v-am găsit, vești bune pentru părinții care stăteau la coz la intrarea în cabinetele medicilor de familie. Spun asta pentru că avizul epidemiologic necesar preșcolarilor și elevilor la întoarcerea în școală nu va mai fi cerut de fiecare dată. Astfel, la revenirea din vacanțe nu se va mai solicita avizul epidemiologic micuților. Va fi obligatoriu doar la înscrierea la școală sau în cazul de transfer între 2 unități de învățământ diferite. Vacanțele de pe litoral se ieftinesc semnificativ începând chiar de astăzi, asta întrucât s-a dat startul programului Litoralul pentru Toți. Costul unei camere în stațiunile de la malul Mării Negre poate începe de la 36 de lei.
Noi reguli de intrare în Bulgaria sunt în vigoare de astăzi. Românii sunt primiți în țara vecină doar dacă au certificat COVID digital UE valid pentru vaccinare, trecere prin boală sau test. Persoanele care tranzitează Bulgaria și copiii cu vârsta de până la 12 ani sunt categoriile care fac excepție. Astăzi începe festivalul de film de la Veneția, cea de-a 78-a ediție, are loc cu prezența fizică, astfel că starurile vor călca din nou pe covorul roșu al evenimentului. Printre vedetele care participă în acest an se numără Pedro Almodovar, Jamie Lee Curtis și Roberto Benigni. România este reprezentată de Miracol, regizat Semiotic, Jude, prezentat în afara concursului, și de Imaculat, de George Kiper Lillemark și Monica Stan, selectat în competiția paralelă a festivalului. În plus, regizorul Alexander Nanau face parte din juriul internațional. Facebook dă o lovitură politicienilor după un experiment recent. Conducerea rețelei de socializare a decis să reducă vizibilitatea conținutului politic. Astfel va fi schimbată funcția care stabilește postările văzute de utilizatori. Vor fi luate în calcul eventualele reacții negative pe care internauții le pot avea față de postările politice. Totodată, modificările vor duce automat la scăderea traficului pe care rețeaua socială îl trimite publicațiilor care scriu despre politicieni. Litoralul din Cipru este amenințat de poluare, o pată de petrol care s-a format în urma unei scurgeri de hidrocarburi dintr-o centrală electrică din Siria a ajuns aproape de coastele Ciprului. Imaginile surprinse din satelit arată că pata de petrol se întinde pe aproape 150 de kilometri pătrați. Autoritățile din Cipru monitorizează situația și au emis avertismente. Și am ajuns la final de știri. Înapoi la Dana. Îți mulțumesc tare mult, Gabi, și am urmărit cu interes jurnalul și sunt sigură că și mâine vei veni cu informații la fel de interesante. Mă țin de promisiune. Îți mulțumesc tare mult, să ne revedem cu bine. Iar acum, dragilor, venim cu trucuri pentru voi, cu trucuri pentru o atenție sporită și o mai bună concentrare, pentru că avem nevoie de așa ceva, să nu ne împrăștiem așa în toate direcțiile și să ducem la capăt proiectele. E clar, este treabă potrivită pentru Cerasela Rogen, care este coach și speaker motivațional. A venit astăzi să ne dea așa din casă niște insideri. Bun venit! Bine v-am regăsit! Am venit cu puțină julitură. Ce-ai pățit? Ce se zice că te măriți când cazi, dar acum... Doamne ajută! N-aș zice... Vorba aia, cum ți-a fi norocul, nu? A fost așa funny, o secundă o să vă țin. Așa. În timp ce cădeam, s-a concentrat cumva timpul și mintea mea era să nu se spargă telefonul. Nu că se spargă genunchii, nu da. Că la cap, că poți să ajungi pe la spectacol. Tu ai observat în fracțiunea aia de secundă câte gânduri îți trec prin cap. Dar nu zici că se dilată timpul. Și am întors mâna așa ca să cadă telefonul. Bineînțeles că a zburat telefonul, s-a și crăpat. Dar a fost funny că aveam grijă de telefon. Telefon nou. În loc să mă concentrez pe corp. De tot vorbim de concentrare și să rămânem la subiectul nostru foarte interesant. De ce? Tot ceea ce obținem în viață e despre cât timp putem să ne focusăm, să ne concentrăm pe un lucru pe care îl facem. De cele mai multe ori suntem distrași de lucruri și avem impresia, marea majoritate dintre noi, și aici o să vină partea interesantă pe care nu o prea știm și pentru mine atunci când am studiat a fost o wow, un aha. Da. Avem senzația că suntem mult distrași de lucruri din exterior. De la copii, telefonul, bingăneală, da. Mail-uri, ploaie. Factor extern. Factor extern. Factorii externi sunt maxim 10% triggerele care ne distrează și ne distrag, de fapt, atenția de la ceea ce facem. Triggerul, adică, să zic... Declicul. Declicul interior, de fapt, cel care ne atrage cel mai mult atenția, sunt rănile interioare. Deci tot ce înseamnă interior înseamnă 90%. Se spunea că noi oamenii funcționăm un fel de bățu și morcovu, adică evităm durerea
și căutăm plăcerea. Păi așa funcționează creerul, nu? Nu funcționăm așa. Astăzi am venit să dărâm câteva lucruri nu funcționăm așa? Pe care le considerăm clasice. Nu. Așa credeam că funcționăm, dacă tot ce facem, dar de fapt ele amândouă sunt unul singur, tot ce facem, nici măcar nu suntem în stare să căutăm cu adevărat plăcerea, credem că facem anumite lucruri pentru că ne plac și devin chiar dependențe de ale noastre, de la fumat, mâncat, tot felul de lucruri, tot ce este excedent, adică tot ce facem prea mult, orice viciu, de fapt este doar soluția proastă pe care o găsim să fugim de durere. Deci toate, de fapt, noi nu căutăm plăcerea. De exemplu, să știi și în marketing, apropo de cum funcționăm, că noi reacționăm mult mai mult să pierdem ultimul lucru, ultima mașină, decât să câștigăm ceva, decât să avem o bucurie la ceva. Adică evităm mult mai puternic durerea decât să fim învățați să căutăm plăcerea. Și că sunt ofertele acelea acum, dacă nu prinzi loc dacă acum, nu prinzi la acum, dacă acesta, nu e acum, dacă nu vinerea, Black Friday, acum doar 24 de ore, doar 5 ore, doar 2 ore. Și te activezi. Și te activezi. Dacă îți spune, uite, dezvoltare personală, o să ai multă bucurie, o să... Crede-mă, și eu când fac workshop-uri și spun motivele, spun mai mult motive ce pierzi decât ce câștigi, deși sunt mult mai multe alea pe care le câștigi, dar pentru că mintea funcționează, deci plăcerea de fapt noi o căutăm, care la urmă devine și viciu, o căutăm doar să fugim de durere, nu căutăm plăcerea în sine. Avem senzația asta, dar nu. De ce nu știm să stăm în durere? Nu știm să ne împrietenim cu suferința? Noi creștem prin provocare și suferință. Și atunci, ce se întâmplă? La un moment dat, Rockefeller a început să facă atât de mulți bani în America, încât guvernul s-a sesizat și au spus hai să-l verificăm în toate ce face, și n-au găsit absolut nimic și la sfârșit după un an de zile în care l-au tot controlat au întrebat totuși, dar ce faci de faci atât de mulți bani încât împrumuți guvernul Americii cu bani? Și el a spus pot să mențin concentrarea mai mult de 5 minute. Și ăștia, ce aia? Te gândești 5 minute, pot și eu, nu? Și a zis, ce e să te concentrezi 5 minute? Și zice, încearcă să te focusezi pe un punct și încearcă să stai 5 minute. Mai mult de 30 de secunde n-a putut nimeni. Deci este un lucru foarte serios și care ne duce sau nu la rezultate. De câte ori avem de făcut un proiect la muncă sau de scris un proiect și facem orice altceva ca să le evităm. Da, de fapt, pentru că noi conectăm acea muncă cu durere, cu ceva care nu ne place, cu ceva, nici nu ne dăm seama, dar cu ceva care am fost obligați să facem în copilărie. Fă-ți temele, stai în casă, nu te duci la joacă. Și atunci noi conectăm temele astea de casă, care de fapt ne-ar ajuta pe noi să ne dezvoltăm, să devenim varianta noastră cea mai bună. Și eu am venit astăzi cu câteva soluții, nu doar să arătăm că marea majoritate dintre noi avem acest trigger, acest declic intern. Deci cele externe sunt mai ușoare, îți închizi telefonul, îți propui, dar cele interioare este foarte greu pentru că nici nu sesizăm că facem asta. De multe ori când ne simțim singuri, stăm pe social media ca să ne... poftică și mai rău. Așa este. Sau mergem și mâncăm. Sau și eu clar am găsit o soluție nepotrivită în durerile mele din copilărie, în mâncare și foarte mulți în băutură sau în fumat sau în orice lucru avem senzația că ai problema. Nu, ai doar soluția care nu a fost bună, pe care am găsit-o să fugim de durerile noastre. Noi nu suntem rezolvați? Niciunul. Toți suntem răniți emoțional înăuntru. Pentru că nu are importanță cât de mari sau mici au fost ce ai simțit tu la un moment dat în copilărie. Și cumva suntem toți bolnavi emoțional și atunci e foarte greu să ne concentrăm pe taskurile pe care ni le dăm. Dar ca să putem să ne concentrăm, primul lucru trebuie să înțelegem, să avem un plan la ce să te concentrezi, adică pe ce să focusezi. Că eu dacă întreb o persoană oarecare, ok, de la ce ți se distrage ție atenția, de la ce ești tu distrat, atenția ți se distrată fuge și atenția, îți fuge atenția. Și nu îmi arată decât o foaie albă, pentru că nu are un plan, nu are un program, majoritatea dintre noi nu scriem. Zicem că ține minte. E, acolo este problema.
că de fapt noi ne plângem că nu ne putem concentra, copiii, vecinii că bat în calorifer sau ce, dar dacă îi întreb, dar de la ce nu te poți concentra? Este că n-ai un plan. Deci primul pas este bine întotdeauna să avem o agendă. Că în Google, că scrisă, mie îmi place de mână că sunt încă pe vechiul model, dar nu contează. Să ai un program. Dar nu orice fel de plan, să duc lucrurile la spălătorie, să mă duc la muncă, să fac asta, să fac asta. Este, se numește în engleză time boxing, am învățat și eu bineînțeles din ceea ce studiez și din cursurile pe care le fac. Și anume să dai o oră, îți place să stai pe jocuri video? Bravo! Prinde-le în programul tău. Alocă-ți o oră scrisă. Eu, de exemplu, așa am reușit să ies din social media. Nu că nu sunt în social media, că lucrez cu social media. Toată lumea e în social media, normal. Sau cel puțin noi care lucrăm cu... Suntem nevoiți să fim acolo, da, clar, că oamenii acolo văd ce facem. Dar mi-am propus un timp anume. Când mi-am propus, de asta vă dau exemplu, când mi-am propus prima dată acest timp anume în care să stau în social media, îl propuneam, dar uitam... Când am propus de la ora la ora, dimineață, jumătate de oră, stau pe social media, postez ceva, seara stau de la ora la ora, adică am făcut un time boxing, o cutie de timp, care aia este, nu o fac în afara timpului ăla, crede-m, am început să-mi aduc aminte de timpul ăla, adică deja nu am mai stat în... Ne-am mai fost activă, practic. Nu, practic am fost activă atât cât trebuie, fără să pierd timpul, să dau scroll acolo. Să ne facem așa o agendă zilnică. O agendă în care să ne dăm un timp și pentru distracție. Și pentru vreau să văd un film, de asta așa să nu pronunțăm nume. Îmi pun un timp de la 8 la 10, mă uit la film. Dar nu mă uit dimineața atunci, sau nu fac dimineața când am de făcut proiectul, sau... Nu mă duc, vreau să mă joc, îmi place să mă joc pe jocuri video, deci nimic nu este interzis. Prinde un timp, la ora aproximativă la care să te culci. Știu că pare mult prea încadrat, dar doar așa ne... Deci primul lucru ca să putem face lucrurile este important de acest time boxing. Ei, și vă dau un truc. Așa. Când vine momentul în care spui, da, mi-e foame, da, aș fuma o țigară, și tu ești în mijlocul acolo, la faci ceva și ești în flow ăla. Și vine triggerul care te scoate din flow. Se numește regula de 10 minute. Scoți telefonul. Așa. Îl pui să sune 10 minute și spui, nu încă. În alea 10 minute discuți cu tine, da, de ce vreau neapărat, dar uite, mai am puțin și termin la ce am de făcut, dar parcă sunt în flow. Nu-ți zice nimeni nu, dar dacă în 10 minute mai vrei să faci lucrul ăla, în astea 10 minute cumva, nu că te lupți cu tine, dar stai într-un dialog interior. Este absolut necesar, este atât de bun și te întrebi, mai vreau să fac lucrul ăla din iubire pentru mine sau îmi continui ceea ce am de făcut? Aici este și parte de motivație, nu? Să te motivezi. Să te motivezi, dar să-ți dai 10 minute să treci peste luciul apel. Adică să nu te neci, ci cumva zbori peste momentul ăla de nevoie. Nevoia vine, nu ne luptăm cu ea, dar îi spunem așa, uite, bine, o să mă duc să fac lucrurile. Da, în 10 minute. Și în astea 10 minute lucrez puțin cu tine. Dar vorbim și de gratificare aici, funcționează? N-aș vrea să fie bățul morcovo, adică gratificarea și bățul pe spinare. Poți să te gratifici cu să stai 10 minute să discuți cu tine, dar nu vreau să te gratifici cu nimic material sau cu nimic lucru, ci automat gratificarea este că atunci când tu îți respecti programul, faci foarte multe, foarte bine și îți crește stima de sine. O gratificare mai mare decât a avea încredere în tine, a te simți. Noi avem un lucru pe care îl facem greșit și mă bucur că îmi dai ocazia astăzi să pot să-l expun. Toți, până de când ne naștem până murim, de la părinții noștri, apoi prieteni, colegi și așa mai departe, așteptăm și facem orice, ne punem 100 de măști, ne sacrificăm sau ne dăm cu capul în jos, ca să avem respect, apreciere și iubire de la ceilalți. Da, noi tot așteptăm ceva de la ceilalți, să ne valideze. Așteptăm validare. Este atât de greșit această validare, această apreciere, acest respect, această iubire, să-mi vină iubit, să vină iubita, să mă completeze. Să-mi spună că sunt frumoasă, că sunt deșteaptă. Că este greșit. Este foarte greșit. Trăim într-o paradigmă falsă, într-o dogmă, într-o, cum vreți să o numim.
este absurd. Nimeni nu poate îți da ceva care nu ți l-ai dat tu înainte, pentru că n-are corespondentul din tine în care să-ți răspundă și tu să descifrezi acel lucru. Ce înseamnă asta? Dacă eu mă judec pe mine, dacă eu mă critic, dacă nu sunt tolerantă cu mine, dacă nu ajut oamenii în sensul cu cine sunt eu să mă cunoască pe mine așa cum sunt eu, dacă nu sunt autentică, adică să fiu bună, tolerantă cu mine, să-mi dau iubire, să mă apreciez așa cum sunt, că n-am o mână, că n-am reușit să fac ceva, că am greșit ceva, să mă apreciez pe mine așa cum sunt, aici să mă respect pe mine. Da. Păi știu, dar aia vine muncind tu cu tine, dându-ți tu ție acceptare persoanei tale. Și atunci când tu îți dai ție ceea ce așteptai de la ceilalți, că nu vine niciun bun samaritan să ți le dea, se întâmplă un miracol. Începi să strălucești energetic și lumea vine să te iubească, să te respecte, să te aprecieze că tu ai început să faci lucrul ăsta cu tine și ei te văd într-un alt mod. În momentul în care ești cerșetor și aștepți și cerșești apreciere, validare, iubire, să vină bărbatul ăla să mă respecte, să mă iubească, să fiu prințesă. Poți să aștepți până îți vine rău, pentru că până nu-ți dai tu toate lucrurile astea, nu are cum să ți le dea cineva, pentru că și dacă ți le dă, nu le recunoști. Spune-mi ce facem, de exemplu, dacă avem un deadline. Da? Noi știm de acum o lună că pe 14 septembrie, să zicem așa, noi trebuie să predăm ceva, un proiect. Și lăsăm așa, lăsăm să treacă, lasă că am eu timp să-l fac, lasă că nu am chef acum și așa mai departe. Măi, și vine 11 septembrie, să zicem, intrăm în goana aceea, da? Și zice, măi, trebuie să stau acum și să-l fac. Măi, și nu iese și ajungem să-l facem în ultima zi. De ce facem asta? De ce tărăgânăm și de ce lăsăm pe ultimul moment? Sau funcționăm pe durere. La fel. Adică ajungem tot la durere. Ajungem tot la durere. Până nu ne doare, în sensul că suntem disperați și nu mai avem încotro, nu o facem dintr-un program, pentru că nu ne facem un program. Revin la cutiuța de timp. Haideți să prindem în fiecare zi o oră, jumătate de oră, în funcție de timpul pe care ți-l alogi ca distanță, acelui proiect. Că vreau, că nu vreau, mă așez, a venit timpul prins. Dacă l-ai acolo în calendarul tău, dacă îl ai prins în agendă, crede-mă, eu de multe ori uit de lucrul ăla, că mă apuc cu lucruri și cumva brusc îmi vine în minte, fără să mă uit neapărat, pentru că l-am prins acolo și el energetic există în vibrația mea. Și îmi clincă-ne cumva că trebuie să-l fac, a venit timpul la care știam că trebuie să fac ceva, dar nu mai știam ce. Dar crezi că unii sunt mai performanți dacă lucrează sub presiune, de exemplu, dacă lasă lucrurile pe ultima sută de metri? Nu cred neapărat că suntem mai performanți, pentru că 90% din noi lucrăm așa, pentru că ne lăsăm trași de lucrurile din interior, de durerile din interior, la care ne-am obișnuit să facem acele vicii de jocuri video, de filme, de orice altceva decât să facem acel proiect. Adică problema sunt rănile din interior, nu este caracterul, nu este personalitatea, sunt rănile nerezolvate. Și cu cât ne dăm noi nouă înțelegere, cu cât nu ne mai judecăm, cu cât nu ne mai criticăm și nu ne blamăm, nu ești în stare să faci proiectul. Avem aici niște voci. Da, lumea interioară, exact. Cu cât nu mai follow the mind, nu mai ascultăm mintea, ci ascultăm inima și facem un programel așa. Și poate chiar dacă nu-l facem chiar de fiecare dată, dar îl facem 90%, ajungem cumva să fim buni cu noi, să nu ne mai chinuim să stăm 3 nopți nedormite ca să facem proiectul. Adică să facem... Gândește-te cum era în studenție. Da, știu. De așa acolo eram tineri și răniți. Și credeam că distracția e cea mai importantă, dar și în distracție ne ducem de cele mai multe ori și nu facem lucrurile pe care le avem de făcut, fugim de suferința din interiorul nostru. Adică, hai să facem alegeri cu iubire. Înseamnă așa, practic, e un exercițiu ăsta. Când îți alegi o haină, când alegi când să faci proiectul, cu ce mănânci, sau dacă vrei să faci sport, sau dacă vrei să faci... Este să te întrebi, e o alegere din iubire pentru mine?
pentru că în momentul în care faci alegeri din iubire pentru tine, ai să faci alegeri din iubire și pentru ceilalți, că te obișnuiești așa și ai să faci toate lucrurile cu altfel de focus, cu altfel de concentrare, din iubire. Dar uite, ceea ce vorbim noi astăzi poate fi aplicat foarte bine acum la începutul școlii, nu? Și cred că sunt atâția adolescenți care ar trebui să știe aceste principii această despre întrebare. Care vorbim, da, noi. Da, da. Are aplicabilitate, nu, ceea ce vorbim? Absolut. Noi. Dacă ei își fac în timp de distracție, uite, vreau să ies în fiecare seară. Dar înainte să ies, am o oră jumătate în care fac teme sau învăț sau fac ceva. Am două ore în care odată ies, odată stau pe jocuri video până la 1 noaptea. Dar îl prind acolo. La 1 noaptea mă cul, la 7 dimineața m-am trezit. Dar am prins în calendarul meu de elev la ceea ce am de făcut. Mă obișnuiesc și simt că sunt valoros, că îmi respect programul, că îmi dau program cum vreau eu și nu numai am și program de jocuri video. Și nu mai stau părinții cu gura pe exact, mine, nu? Exact, exact. Temele. Îmi crește stima de sine, învăț să fac alegeri mult mai sănătoase, învăț să fie ușor la bac, pentru că învățând cumva un pic tot anul, acolo mi-este mult mai ușor. Adică nu înseamnă să fiu tocilar, nu înseamnă să iei note bune, nici nu sunt pentru lucrul ăsta, în primul rând, că școala cumva e un pic depășită. Dar tot trebuie să o fac. Dacă tot e un lucru pe care trebuie să-l fac, atunci de ce să nu-l fac cu lejerețe, cu ușurință, cu faptul că am un program și tot am un program la școală. Îmi fac și un program de distracție și un program de jocuri video. Le prind pe toate, tot ce vreau. Vreau să stau cu ochii în sus în tavan, îmi prind de la 7 la 7:30, stau cu ochii în sus în tavan. Ascult muzică, nu ascult, fac muzică, ce vreau. Fac lucruri. Da. Și apoi când mă prinde ceva că vreau să fac altceva, pun cele 10 minute în care stau cu mine și îmi spun, uite, nu încă, nu mă duc acum la... Dar crezi că sunt oameni care ar spune, măi, este prea riguros pentru mine acest lucru, eu nu funcționez așa, eu nu sunt obișnuit să fiu constrâns, de exemplu. Eu fac cum vreau eu, că eu sunt creativ, eu sunt liber și așa mai departe. Ok, să-ți pui totuși momentele astea te ajută foarte mult într-o disciplină a minții. De ce? Dacă nu-ți controlezi mintea, oricât de creativ ești, că eu nu funcționez pe partea stângă, adică a creierului, care înseamnă contabilitate, numere, și eu sunt la fel de creativ. Dar dacă nu mi-aș pune clienții acolo, că vin la voi aici, la Metropola TV, o oră anume, dacă n-aș face asta, dacă nu aș ști că trebuie să conduc doar pe partea stângă, că trebuie să fac doar lucrul ăsta, dacă tu n-ai niște reguli și la început nu ți le scrii, ca la clasa întâi, dacă doar ne spunea teoretic, unul și cu unul, doi și cu doi, dar nu ne puneam și să scriem, să facem teme, nu se implementa. Și atunci, chiar dacă ești cel mai creativ om și nu vrei program, fă-l pentru o perioadă de timp în care să te obișnuiești cu anumite lucruri și apoi, bineînțeles, creezi la ce oră vrei tu, cum vrei tu. A face creație este minunat. Dar noi ne distragem și din creație, mergând în acele frici și în acele a ne feri, să simțim rănile pe care nu le-am rezolvat, în a ne feri să simțim durerea. Hai să ne împrietenim cu ea, să putem sta în durere, că atunci aia se elimină, pleacă, o acceptăm. Orice nu este acceptat, vine și te bănână și te bate la ușă până îi deschizi. Odată ce îi deschizi, intră pe ei și iese pe fereastră. Așa este, este și un principiu meditație, de exemplu, atunci când ai o durere în corp, să te concentrezi asupra durerii, exact. Să fii prieten cu durerea, și să vezi care este sursa, să o privești în ochi, cum s-ar zice. Asta exact. Trebuie să facem, nu? Așa este. Mai ales că, de exemplu, oamenii normali, când le e frică de ceva, rămân blocați în acea frică, da? Frica de durere, frica de ceva. Ei, oamenii de succes au frică la fel, dar știi ce fac cu frica? Se împrietenesc cu ea și o iau în brațe și zice cu frica, în brațe, noi numim în ciuda fricii, da? În ciuda fricii o iau în brațe, hai fată, hai să facem lucrul ăla că trebuie să-l facem, dar chiar dacă ne e frică să pierdem banii, chiar dacă ne e frică să ne căsătorim, că mulți bărbați în ziua de astăzi le este frică de acest commitment, de această legătură permanentă, care oricum nu e permanentă, dar așa li se pare lor în cap. Și avem un, deja este un sindrom al singurătății în acest secol, pentru că am acumulat frici și nu știm
cum să ne descurcăm și ne este frică să cunoaștem oameni, ne este frică unde să-i cunoaștem, cum să-i cunoaștem. Deși am vrea, dar uite, cine deși știe, poate discutăm data viitoare. Data viitoare asta, este un că, subiect, da, este un sindrom interesant al singurii. Așa rămânem, da, batem palma acum, da? Îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu îți mulțumesc din suflet. Aștept cu drag și data viitoare. Dragilor, eu, nu știu, am așa o poftă de citit și vreau să vă fac și vouă niște recomandări. Recenzie carte, 5 cărți pe care nu trebuie să le ratați. Încep topul cu o carte lejeră, numai potrivită pentru această vară, cât a mai rămas din ea. E vorba despre Muza lui Jesse Barton, care este a doua carte scrisă de această autoare. E o carte căreia eu nu i-am dat mai mult de 4 stele, așa cum vedeți pe Goodreads, dacă dați o căutare, însă mi-a plăcut foarte mult povestea. Și autoarea a știut să îmbine și să țeasă foarte bine cele două planuri narrative, pentru că avem odată Spania anilor 30 și Londra anilor 60. O avem pe Olive Schloss și pe Del Bastian. Ce credeți că au cele două femei în comun? Ce credeți că le poate lega pe aceste două femei, una din anii 30, una din anii 60? Pe lângă temele pe care le vedem aici, familie, rasism, război civil, sexualitate și așa mai departe, avem condiția femeii ca artist, mai ales femeia din anii 30, care se temea să spună chiar și părinților, că despre acest personaj este vorba, să spună până și părinților că are talent la pictură și vrea să devină pictoriță. De altfel, toată povestea este țesută în jurul acestui tablou, un tablou misterios. Și ce m-a cucerit pe mine încă de la început, încă de dinainte de a cunoaște povestea, de a citi sinopsisul, este coperta. Și felicitări, Humanitas, pentru că m-ați cucerit de la bun început. Așa cum v-am mai spus, probabil cei care sunteți mai vechi pe aici, sunt fascinată de coperțile bune. Iar asta este una extrem de reușită, tama bună acum pentru vară. De aceea o și introduc în acest top și dacă n-ați ajuns încă până acum la ea, de ce să nu o faceți de acum înainte? Aveți tot timpul până se termină anul. Muza Jesse Barton, 4 stele, merită. A doua carte pe care o recomand pentru acest an este Amantul japonez de Isabel Allende. Atât de frumos îmbină Allende stilul clasic cu cel contemporan, atât de frumos a țesut aceste două povești, pentru că și aici avem două planuri narrative, trecut și prezent. O avem pe Alma Belasco, trecută de vârsta de 70 de ani, care locuiește, este cazată de fapt la un cămin de bătrâni, și Irina Bazili din, ia ghiciți, Republica Moldova, care este angajată la acest cămin și asistenta personală a Almei. Deși la început nu par să se sufere foarte tare, cele două ajung să se sprijine reciproc și își dau seama că au foarte multe lucruri în comun. Și că în ciuda diferențelor sociale, pentru că una provine dintr-o familie bogată, rafinată, iar cealaltă este marcată de sărăcie, cu toate acestea, cele două femei sunt însoțite sau sunt unite de un trecut trist și zbuciumat. Isabel Allende ne ia la plimbare prin lume. Ne duce puțin prin SUA, ne duce prin Europa, puțin prin Țara Soarelui Răsare, ne duce în trecut pentru a ne readuce apoi în prezent. Isabel Allende, v-am mai spus despre ea, este o scriitoare excepțională, este una dintre autoarele contemporane pe care n-ai cum să n-o îndrăgești. Când izbucnește al doilea război mondial, noi, cititorii, nu putem fi decât simpli martori neputincioși pentru a asista la degradarea ființei umane. Este o carte excepțională, iar dacă n-ați ajuns încă la ea anul acesta, musai să o faceți, are 5 stele din partea mea. Vă las să descoperiți singuri finalul emoționant al acestor două povești, a Almei, a Irinei. Aceasta este o carte de suflet pentru mine. Castelul de sticlă, care are fapte reale. Autoarea își povestește propria viață, fără să excludă durerile, tristețile, amintirile neplăcute, chiar și acelea cele mai urâte. E vorba despre Castelul de sticlă de Janet Wells, o carte atât de emoționantă, am plâns la carte, am plâns la film, recomand din tot sufletul și poate că mulți dintre voi veți fi tentați, așa cum am văzut de altfel mulți cititori, că au judecat părinții acestei fete. Ori dacă această femeie a putut să-și pună gândurile pe hârtie, cu ce drept venim noi să judecăm? Simți milă. Te simți neputincios ca cititor. Când citești despre acești copii, ți se face milă.
Dar totodată ți se face milă și de părinților. Părinți care au hotărât să-și educe copiii într-un anumit stil, în stilul lor propriu. Este o carte care pe mine m-a emoționat foarte tare. Este o poveste care te cutremură. Și cu toate că familia este destul de ciudată, pentru că, v-am zis, din cauza educației pe care o oferă copiilor, nu poți să nu remarci că toți sunt bogați din punct de vedere spiritual. Iar toți acești copii, o să vedeți cum și unde ajung. Întregul fir narrativ este construit prin suferință și prin durere, dar avem și puțin umor, pentru că viața nu este doar neagră, indiferent cât de multe rele se întâmplă într-o familie sau în viața cuiva. Și cel mai mult mi-a plăcut exact visul acesta, de a construi un castel de sticlă. Pentru că totul pare să se rezume la acest vis. Luați cartea. 5 stele din partea mea. Un alt roman la fel de cutremurător și de tulburător este Tatăl celuilalt copil de Parinoș Sanie. Este un roman care n-are cum să nu-ți ajungă la suflet, cu toate că n-are 5 stele din partea mea, 4 jumătate dacă mi-este permis să ofer astfel și acea jumătate de stea, pentru că, deși mi-a plăcut povestea, nu mi se pare că a fost atât de bine construită pentru subiectul pe care l-a avut. Mi-ar plăcut să insiste un pic mai mult pe anumite aspecte. Povestea începe cu Shahab, care încă din introducere apare, el este protagonistul acestui roman și este întrebat cine este bărbatul din fotografie, pentru că apare alături de un bărbat, este însoțit de un bărbat într-o fotografie, din copilărie. Iar răspunsul îl va putea oferi abia la sfârșitul cărții. Shahab este un copil cu probleme, în sensul că el nu poate comunica, nu poate vorbi. Singura care pare să-l înțeleagă este bunica, iar atunci când mama ia apărarea, tatăl este rece, indiferent și îl ceartă în permanență. Toate aceste stări de tensiune îi se transmit copilului, care și așa refuza să vorbească. Și atunci, în toată cruzimea aceea, el alege să se răzbune cu propriile mijloace de copil. Și aici mi-ar fi plăcut să insiste puțin autoarea, puțin mai mult pe frustrările acestei interioare, pe comportamentul copilului. Aș fi vrut să înțeleg mai mult din spate. De asta nu are 5 stele din partea mea, dar v-am zis, subiectul este atât de bun și povestea atât de frumoasă, încât n-aveam cum să nu introduc cartea aceasta în acest top. Ca bonus vă las cu Cel care mă așteaptă, de aceeași autoare, care aceea are 5 stele. Nu am făcut recenzie la Tatăl celuilalt copil, ci doar la Cel care mă așteaptă. Iar dacă n-ați citit cartea asta, vă invit să o comandați, chiar acum o găsiți la reducere. Și închei cu o ultimă carte, Casa de lângă lac, de Kate Morton. Cei care sunteți de mai multă vreme pe aici, v-am zăpăcit cu Kate Morton, cu acest roman. Dar așa cum mi-ați scris mulți dintre voi că ați luat idiotul la recomandarea mea, pentru că am vorbit de nenumărate ori despre romanul lui Dostoievski, la fel sper să faceți și cu Casa de lângă lac. Care, atenție, am mai spus și în alte rânduri, nu este vorba despre filmul cu titlul Casa de pe lac. Sunt total diferite ca subiect și n-au nicio legătură unul cu celălalt. Casa de lângă lac este un roman care mi-amintesc și acum cât de tare m-a ținut în priză, deci neapărat trebuie să ajungeți anul acesta la acest roman dacă încă nu ați făcut-o. Neapărat, pentru că este acel tip de roman care te ține practic cât începi propria anchetă. Și de câte ori ai impresia că tu ai descoperit, ești un extraordinar detectiv și îți dai seama cine e criminalul, are grijă Morton să demonteze orice adevăr pe care ți l-ai creat sau ai crezut că este acela. Acest puzzle construit de scriitoare este genial. Și aici avem două planuri narrative, e vorba despre anul 2003, care ar fi în prezent, și 1933. Casa de lângă lac este despre iubire, despre familie, iubire și sacrificiu. Este o carte care v-am zis, te ține cu sufletul la gură, pentru că te ține încă de la început să afli, vrei să afli cine este criminalul și după 20 de pagini ai impresia că știi, dar ajungi la finalul cărții și nu-ți vine să crezi, ăla e. E o carte care chiar trebuie să ajungă în casele voastre, de aceea o las și pe ea la reducere, aveți linkul în descriere și aveți și o recenzie povestită de mine cu această carte. Dacă ați mai citit și altceva de la Kate Morton, puteți să-mi lăsați într-un comentariu și dacă ați studiat aceste cărți despre care am povestit astăzi. Eu sunt Roxana, vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final, ne vedem data viitoare. Spor la citit!
A venit momentul să o poftim în emisiune pe Oana Constantin, colega noastră, care a pregătit ceva frumos la dincolo de ceea ce știm, că așa ne-a obișnuit și uite așa o întâmpină mereu cu zâmbete. Bun venit, Oana! Bine te-am găsit, draga mea! Bun venit, toamnă! Bun venit, toamnă! Ce 1 septembrie frumos! Așa să fie, să fie toată toamna, așa minunat! Așa să fie și să culegem roadele de peste an, să spun așa. Uite, am adus-o pe Luminița Riste astăzi, astrologul și prietena noastră. Bun venit, draga noastră! Bine v-am regăsit. Ce să vă spun, eu am venit de la mare, am venit de la plajă. Am venit cu soarele. Multă nostalgie. Dar se era simte soare, că vine toamna? Da, era, da. Da, da. Nori, un vânt așa de toamnă, dar foarte, foarte frumos. Ai venit așa încărcată cu o stare de bine, așa, da, cum ne place nouă, da, energie bună. Și despre ce vorbiți astăzi în emisiune? Da. Despre toamnă, bine. Despre toamnă, despre previziunile toamnei? Exact. Despre, nu, despre luna septembrie, exact. Dar ce este foarte important în data de, atenție, 22 septembrie. Da, ce e la atunci, ora 22:20. Da. Da, deci 2:22, da, da. Va avea loc și echinocțiul de toamnă. Mm-hmm. Deci este acel moment care practic marchează începutul toamnei, deci nu azi începe toamna, din punct de vedere astrologic și astronomic, toamna începe în 22 septembrie în acest an. Și se schimbă și o zodie atunci? Atunci se schimbă, da, este. Așa? Știi foarte bine, bravo! Da, vezi, dacă avem aici specialiști, da, deci, de calibru de fiecare dată. Se schimbă, dată, intrăm în zodia balanței. Practic, punctele acestea de solstițiu și echinocțiu sunt punctele în care avem zodiile cardinale, dar am vorbit cu Ana și vom face o emisiune specială despre această conexiune a astrologiei cu natura, cu ciclurile naturii. Nimic nu este întâmplător, așa cum bine știm. Da. Am văzut că ai venit și cu niște cărți. Am venit cu niște cărți. Haideți să, hai să dacă vedem, tot începem. Nu ne jucăm. Sau ne jucăm. Da, eu zic că ne jucăm, da, într-adevăr. Să extragem o carte. Hai că în 2 minute avem timp să ne jucăm, da, suficient. Să extragem o carte pentru această lună septembrie. Hai, da, să vedem care este mesajul pe care această lună ni-l transmite. Hai să mă concentrez să fie bine. Hai, hai să vedem. Gata, hai, hai să vedem mesajul pe care această lună ni-l transmite. Foarte interesant. Depășește, cartea se numește Depășește așteptările. Deci o să fie o lună foarte provocatoare. Uh-huh. Și spune aici în această carte că ne vom ridica prin excelență. Deci vom face foarte multe lucruri, fiindcă este o lună, nu este o lună foarte plină de evenimente astrologice, dar este o lună în care vom face la nivel personal foarte multe lucruri. Avem multe planete retrograde și avem treabă. A, și mai știu eu că se întâmplă ceva acum în septembrie, este și o lună plină. Avem o lună și nouă. Și e și Mercur retrograd, zic că nu e așa. Exact, bravo, gata. Mă, e asistentă? Zi. Asistentă. Mercur retrograd în 27 septembrie, Mercur intră în retrogradare, în balanță, deja el este în balanță de 2 zile, din 30 august a intrat în balanță și ne va da de lucru pe zona relațională. Relațiile, da, acolo, nu știu, da, ce să zic. E, dar, o zonă sensibilă, într-adevăr. Dar avem și pe Venus, din ce știu, nu? De la, da, tine, da, da. Venus care este în balanță, ne sprijină, da. Dar după aceea, din 10 septembrie, va intra în Scorpion. Are și alte treburi de făcut. Are, te-a sprijinit, da, că te-a sprijinit. Acum, gata, ești pe cont propriu, ce să mai... Deci, în această lună, să ne pregătim să ne depășim așteptările. Ceea ce zic eu că este ok. Vezi, am simțit că o să fie ceva foarte... Sau să ne stabilim niște ștachete sau standard. Și să le atingem, da? Da. Perfect, așa facem, mergem pe mâna ta. Mă bucur tare mult că ai venit eu la astăzi fel, în emisiune. Și o să urmărim să vedem ce mai povestești și la Oana. Și bineînțeles că mâine te aștept cu drag, așa cum te aștept de fiecare dată, să mai povestim despre lucruri frumoase. Oana, îți mulțumesc tare mult. Și eu foarte mult, Dana. Mulțumim. Iar acum, dragilor, asta este, am ajuns la finalul emisiunii. Mă bucur tare mult că am petrecut această splendidă zi de 1 septembrie împreună. V-am adus energie, v-am adus stare de bine, v-am adus zâmbete pe față. Asta contează. Ne vedem și mâine de la ora 14. V-am pupat!